Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei 15 octombrie pentru Zodia Săgetător. Haideți să vedem. Zodia Săgetător, astăzi e nevoie ca dumneavoastră să fiți calmi, să fiți intuitivi, să, dacă e nevoie să luați anumite decizii, să studiați mai bine cu calm și să reflectați mai bine ce privesc studiile sau deciziile care le doriți să le faceți, da? Veți avea parte de un moment de liniște pentru a reflecta, pentru a medita. Vă veți ruga astăzi, Zodia Săgetător. Vă veți ruga în ce privește ceea ce inima dumneavoastră dorește. Veți lua un moment de pauză și acțiunea va veni în următorul viitorul următor, adică nu foarte... Acum doar să ai răbdare cu tine însuți, da? Că vei găsi comunicarea, acordul necesar, soluția ideală să faci aceste proiecte. Vei găsi soluția ideală ca tu să faci următorii pași. Dar pentru astăzi e nevoie ca să studiezi bine această situație, cu calm și să reflectezi. E important ca tu să asculți intuiția. E important ca tu să ai răbdare, să ții un echilibru. E important ca tu să aduni ideile tale cu altora pentru a găsi soluții mai bune. Da? E nevoie de așteptare în ce privește deciziile dumneavoastră și proiectele. Astăzi cred că veți petrece, e vorba despre dumneavoastră, veți petrece cu o persoană care și acea persoană poate să fie zodie de săgetător. Da, veți ieși în mijlocul naturii, veți avea parte de o zi de pace, să spunem așa. Haideți să vedem și cărțile lunii. Veți avea parte de o iluminare, de intuiție. Gândesc, simt și intuiesc și voi face într-un mod mai clar. Voi acționa într-un mod mai clar. Deci e nevoie ca dumneavoastră să faceți ceea ce simțiți. Da? Veți fi foarte intuitivi astăzi. Îngerul va fi aproape de dumneavoastră aici. Haideți să vedem și îngerul. Custode zice libertate. Încearcă să înțelegi ceea ce-ți dorești. Da? Încearcă să înțelegi ceea ce-ți dorești. Pentru asta ai nevoie să reflectezi. Pentru asta ai nevoie să meditezi, să te rogi, să nu te grăbești pentru a lua decizii. Da? Că să o faci într-un mod de echilibru și e nevoie de așteptare și vei vedea că vei avea parte de vindecare și va veni acel acord. Dar înțelege ceea ce îți dorești. Acestea au fost puse, vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o duminică cât mai plăcută. Ne vedem data viitoare. La revedere!